Meci de grad 0 pe stadionul comunal din Ighiu, pe o vreme, putem să spunem, supărată, dar bineînțeles așteptăm un spectacol în derby de Alba, episodul 6 al sezonului 2016-2017 între performanța Ighiu și Industria Galda de Jos, liderul seriei a patra din Liga a treia, încearcă să câștige puncte astăzi aici, cum spuneam, la Ighiu, și vremea este una capricioasă, dar așa cum am zis și la început, așteptăm spectacol din partea ambelor echipe, un meci frumos, sunt bineînțeles orgolii și ambiții la mijloc, dar confruntarea poate să fie una cât se poate de decisivă pentru ambele formații. Eu sunt Tudor Stan, iar alături de colegul meu Valentin Ciontea vă invităm să urmăriți acest duel în direct pe absport.ro, să rămâneți alături de noi, pentru că așa cum dumneavoastră așteptați, și noi ne dorim să vă oferim spectacolul de pe teren. Iată și cele două distribuții care se confruntă astăzi. Mihai Manea, antrenorul performanței Ighiu, începe cu Zăvoi în poartă. Pe linia de fund sunt Mircea Miroiu, Dragoș Iclânzan, Adrian Potopea și Andrei Mărginean. La mijloc Ionuț Grozav și cu Marius Cristea, iar în spatele vârfului Cristian Zaivert se află Fetița Circov și Cătălin Tineiu. Din minut în minut stă să înceapă această partidă. De partea cealaltă, Paul Ciucă, după cum bine știm, care se confruntă cu mari probleme de lot, începe cu Cătălin Ștefun, poartă pe linia de fund George Olar, Alex Man, Claudiu Haiduc, care este și capitanul echipei, și Ioan Boancă. A început această partidă cu prima minge pentru performanța Ighiu. Continuăm cu primul 11 al Industriei Galda de Jos. După ce v-am enumerat linia de fund, iată și mijlocașii, George Goronea, Cristian Vonea, care au un profil mai defensiv astăzi. În fața lor evoluează Daniel Lupșan, Silviu Mureșan și Flaviu Baghiu, iar atacant este fostul jucător al performanței Ighiu, Romică David. Se luptă Zaivard, este faultat la centrul terenului, dar se lasă avantaj. Acum Miroiu este la balon, îi pasează lui Răzvan Fetița. Marius Cristea, un jucător foarte tehnic, respinge Claudiu Haidu, că până la Circov, acesta încearcă poarta! Prima mare ocazie a partidei în minutul 2. 12 secunde peste minutul 1 au trecut din acest duel și Ștef a fost foarte aproape să încaseze primul gol al acestei partide. Degajează portarul Industriei Galda de Jos, faultat Daniel Lupșan în săritură, se pare, de către Ionuț Grozav. Mingea este scoasă acum în aut. Se resimte mijlocașul antrenat de către Paul Ciucă. Așa cum spuneam, Paul Ciucă se confruntă cu reale probleme de efectiv. Are aceste bătăi de cap încă de la începutul returului. L-a pierdut și pe Ionuț Cioplântă, unul dintre fundașii de fier ai formației Industria Galda de Jos. Minunea aceasta din județul Alba, care avea șanse să se bată la retrogradare, putem spune, între ghilimele, dar iată-i acolo sus, în fruntea clasamentului. Respinge Boancă. Man, faultat în săritură, dar se lasă jocul liber. Se pare că intervenția lui Fetița a fost una bună. Circov îi pasează în centrul lui Ionuț Grozav. Acesta încearcă să accelereze. Recuperează Ighiul prin Romică David. Romică David și viteza sa. Romică David trece de Potopea, dar își prelungește balonul și Zăvoi este calmă pe situație. Și
Încă nu prinde acest balon, nici nu o face. Pasează scurt pentru Iclenzan. Mai departe pentru Miroiu. Trebuie să spunem că terenul din Ighiu se prezintă destul de bine. Un fault al lui Daniel Lupșan asupra lui Miroiu. Se reia duelul, este abia minutul 4 al acestei partide, un meci foarte așteptat de întreaga suflare fotbalistică a județului Alba. Iclenzan rămâne mingea pe linia de fund la Potopea, acesta îi pasează lui Tineiu și o face foarte bine. Tineiu, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai performanței Ghiu în returul de campionat. Și iată și primul corner al acestei partide pentru performanța Ghiu. Se pregătește să execute această fază fixă Alexandru Circov. Se dau lupte grele în care o centrare bună la prima bară respinge Daniel Lupșan, o face până la Marius Cristea și Andrei Mărginean respinge balonul. Recuperează Goronea, dar pasa sa pentru Ionuț Boancă a fost una defectă și Ighiul aruncă de la margine. Man nu câștigă duelul fizic acolo cu Zaivard, iar acesta centrează în fața porții unde nu s-a aflat nimeni. Pe partea opusă se află Tineiu și este din nou lovitură de colț pentru performanța Ighiu. Ridică brațul Circov, cred că este o schemă a Ighiului, centrare bună, dar respinge excelent George Olar. Au planat semne de întrebare asupra stării fizice a juniorului George Olar în această săptămână, care nu s-a antrenat deloc, dar iată-l titular în duelul cu performanța Ighiu. Mărginean rămâne la balon, centrează pe jos, respinge Vone acolo, excelent. Toți jucătorii în 30 de metri proprii, cei de la Industria Galda de jos, care forțează acum un pressing. Daniel Lupșan încearcă să pună presiune pe Zăvoi și aproape să îi și reușească, dar iată ce degajare bună are portarul Ighiului pentru Circov. Acesta îi pasează lui Tineiu, însă juniorul performanței Ighiu preia greșit, dar se încurcă și Olar și Tineiu recuperează balonul. Circov acum la marginea careului pentru Cristea, trage Cristea, gol! Ce șut frumos! Ce gol marchează performanța Ighiu în minutul 7 al acestei partide! Cât de simplu este fotbalul atunci când joci din prima. Circov i-a pasat lui Cristea, acesta nu a stat pe gânduri și a scuturat plasa porții lui Cătălin Ștef, înscriind pentru 1-0 aici în derby de Alba. Așadar, din minutul 7, performanța Ghiu conduce cu 1-0 pe Industria Galda de jos. Iar acest meci pare să fie mai disputat ca niciodată, pentru că sunt sigur că elevii lui Paul Ciucă nu se mulțumesc cu acest scor de pe tabelă. Man respinge în aut. Cred că s-a temut Man să fie ajuns de Zaivard și a
Acordat un corner pentru Ighiu. Același Circov se pregătește să execute. Cinci jucători ai lui Manea în careu. Pe lung, Tineiu recentrează, dar balonul se scurge în aut de poartă. Început bun de partidă pentru performanța Ighiu, care a preluat controlul acestui meci încă din început. Iată ce deviere bună a lui Silviu Mureșan și respinge Iulian Iclânzan în aut de margine. Protejează Silviu Mureșan, dar Potope a acoperit bine acea zonă de teren. Aut de margine pentru Industria Galda de jos. Am văzut orgoliile în această fază. Lupșan încearcă pe spate, dar niciun coleg de-al său nu a fost pe fază. Iese Ștef și înalt zmeul, cum se spune în fotbal. Lupșan. Și faulta lui Ionuț Grozav. O atitudine ușor îndrăzneață a lui Răzvan Fetița, dar centralul acestei partide nu se lasă intimidat. Man, baton, balon la bătaie. Olar, Circov se repliază și recuperează mingea. Marius Cristea. Balon bărbierit acolo de Vonia. Goronea îl deschide pe Romică David, dar mingea este prea lungă și este out pentru performanța Ighiu, iar Silviu Mureșan își cheamă colegii într-un pressing avansat. Olar. Vonia. Haiduc, minge lungă, sare Romică David la cap, dar jocul aerian este dominat categoric de către Adrian Potopea. Se precipită Găldenii, probabil Paul Ciucă trebuie să iasă cu indicații din spațiul tehnic. Destul de moale au început Lupșană și compania. Aș spune că se simt problemele din efectiv. Romică David la marginea careului cade și atinge balonul cu mâna. De mai bine de 2 ani nu a mai întâlnit Romică David performanța Ighiu. Se duela în Liga a 4-a pe vremea când era la Cupri Roma Brud cu formația din Ighiu. Apoi a fost golgheterul echipei în Liga 4, atât în Liga 3. Un fotbalist cu o viteză excelentă, cu o explozie ieșită din comun. Romică David la balon. Pasă în centru, dar fără adresă. Tot Romică David recuperează balonul. Olar la marginea careului trage. Puțin pe lângă, aceste minge sunt bune pentru atacanți, șuturile sunt benefice pe o astfel de vreme cu gazon ud. O mare absență pentru Industria Galda de jos o consemnează cea lui Andrei Cernea, fost fotbalist al performanței Ighiu, de carul echipei din Galda. Vonia este în toate părțile
Iese miroiul din dispozitiv și se pare că a fost faultat de Silviu Mureșan. Minutul 13 al acestui meci, în continuare 1-0 după golul marcat în minutul 7 de către Marius Cristea cu un șut superb de la marginea careului. Respinge Iclânzan, dar o face doar până la Claudiu Haiduc, minge bună lui Haiduc pentru Baghiu, acesta urmărește, dar Zăvoi iese din poartă și reține. A pierdut destul de ușor Flaviu Baghiu această minge, care iată poate să însemne pericol pentru poarta proprie, dar recuperează excelent Boancă, acesta pasează greșit până la Miroiu, Zaivert, în duel cu Man, pătrunde în careu Zaivert, îi pasează lui Fetița și este doar au de poartă pentru Industria Galda de jos. Silviu Mureșan, ce detentă frumoasă are fotbalistul scos în fotbalul mare de Unirea Alba Iulia și sunt multe alte exemple din această confruntare. Mulți fotbaliști care au trecut pe la formația Fanion a județului Alba, care poate fi și urmărită ea în direct. Cei de la Ripensia Timișoara asigură transmisiunea live video acestei partide. Goronea pasă pentru Romică David, dar excelent protejează Andrei Mărginean. Apărare avansată a Industriei Galda de jos, care încearcă să nu le mai permită celor de la Performanța Eghiu să se apropie de poarta lor. Boancă rămâne bine pe picioare în duelul cu Zaivor, minge pentru Romică David, dar acesta nu urmărește și balonul ajunge la Zăvoi. Baghiu este ajuns din spate de Tineiu și acum se dictează fault asupra lui Flaviu Baghiu, care a revenit în echipa lui Paul Ciucă după o perioadă în care a fost și el indisponibil. Centrează Goronea, dar nu se înțeleg acolo Zăvoi și Potopea, iar Alexandru Man a tras peste poartă. A destabilizat apărarea această ieșire a lui Zăvoi într-o zonă dominată acolo de către Adrian Potopea. A încetat să mai plouă, dar vremea este în continuare mohorâtă aici, la Eghiu. Deviază bine Circov pentru Zaivor, dar acesta îl faultează pe Alexandru Man. Thank you.
A fost pus balonul în joc de către Zăvoi, Miroiu se complică puțin, dar aruncă mingea la bătaie. Boancă, împins. Acolo de Circov. Boancă. Man. Pasă bună a lui Man din alunecare pentru Baghiu. Acesta a încercat o pasă în gaură, cum se spune, pentru Romică David. Însă s-au apărat bine fotbaliștii antrenați de către Mihai Manea. Respinge acum Molar până la Goronea. Acum Vonia schimbă bine partea pentru Boancă. Silviu Mureșan protejează și aruncă de la margine. O face pentru Goronea, dar preluarea acesteia nu este una bună, însă recuperează mingea. Silviu Mureșan trage la colțul scurt, pe lângă poartă. Minutul 20 al acestui meci, în continuare 1-0 pentru performanța Eghiu după reușita lui Marius Cristea din minutul 7 al acestei partide. Mai prezenți pe linia mediană fotbaliștii performanței Eghiu. Boancă pentru Silviu Mureșan. Din nou Boancă. Îi pasează lui Silviu Mureșan, iar Ionuț Grozav întrerupe această fază cu un fault tactic la centrul terenului. Centralul partidei face ordine pe teren, se impun aceste practici. Lupșan bate bine, dar mingea iese în au de poartă după ce a trecut peste transversala porții apărate de către Marius Zăvoi. Baghiu în dreapta, dar Potopea este de netrecut la această fază. Minge lungă, dar direct în aut a stopărului performanței Eghiu. Aruncă de la margine George Olar pentru Industria Galda de Jos. Foarte greu de controlat balonul pe această suprafață de teren, umedă și ușor denivelată. Circov în stânga, centrează și o face bine Fetița! Șut în blocaj, vine Miroiu, dar Man are o intervenție la sacrificiu și recuperează această minge.
Balon al lui Lupșan pentru Romică David în duel cu Adrian Potopea. Romică David își prângește balonul și Iclânzan acordă corner. Au lucrat excelent fotbaliștii antrenați de către Mihai Manea în defensivă. Trecut destul de ușor Romică David de Adrian Potopea în viteză, dar și-a prelungit prea mult balonul. Goronea. Centrare pe jos, Lupșan trage în blocaj și este din nou corner pentru performanța IGU. Industria Galdea de Jos, îmi cer scuze. Centrează Vonea pe lung, apare Haiduc și Daniel Lupșan se resimte un fotbalist în careul mic al lui Zăvoi. Este Silviu Mureșan, un fotbalist care nu simulează. A fost cu siguranță un contact acolo. Și iată o palmă prietenească între Adrian Potopea și Silviu Mureșan, foști colegi la Unirea Alba Iulia. Tineiu îi pasează lui Fetița, șuta lui Fetița, gol! 2-0, performanța IGU. Industria Galda de Jos este la pământ în minutul 25 al acestei partide. Fază simplă, fază ușoară, fază finalizată cu încredere de Răzvan Fetița. La 0, un scor, putem să spunem, neașteptat. Mai taci, bă, nu mai comenta atâta. Te dracu că nimeni ai sărit la cap. Silu Mureșan îi pasează lui Daniel Lupșan. Intervenție corectă a lui Marius Cristea. Lupșan l-a căutat pe Goronea, dar respinge Circov în au de margine. Silviu Mureșan protejează excelent aceste baloane și obține un nou au de margine pentru Industria Galda de Jos. Stăpân pe sine acolo Tineiu în careul Industriei Galda de Jos, unde a reușit să-i scoată balonul lui Răzvan Fetița, minge pe care a scris 2-0. Baghiu, cursă bună a lui Baghiu, dar nu a mai avut tăria să-i paseze lui Silviu Mureșan. Fetița trece bine de doi adversari și se lasă jocul liber. Nu, a vrut să vadă dacă faza poate să curgă. Cartonaș galben pentru Ionuț Boancă. Acum trebuia să dai 10 galbene, băi!
Un șut al lui Răzvan Fetița, puțin pe lângă poartă. Se ceartă între ei fotbaliștii lui Paul Ciucă. Silviu Mureșan ratează preluarea și balonul ajunge la Circov. Calmează Ionuț Grozav la centru și deschide în stânga pentru Andrei Mărginean. Pasă greșită a lui Mărginean, recuperată de Vonea și Daniel Lupșan este faultat. Vonea. Bate scurt până la Man. Boancă. Întoarce frumos Boancă pe Fetița și pasează lui Lupșan, care are probleme în a controla mingea din cauza suprafeței de joc. Haiduc. Aproape să recupereze Romică David. Îl presează pe Zăvoi, care degajează direct în aut. Minutul 30 al acestei partide, 2-0 pentru performanța Eghiu, după golurile marcate de Marius Cristea și Răzvan Fetița. Lupșan, Goronea, din nou Lupșan, dar pierde mingea. Haiduc, acoperă bine acea zonă de teren și Baghiu aruncă mingea pentru Silviu Mureșan. S-a apărat bine Dragoș Iulian Niclânzan acolo. Fetița pentru Circov și fault al lui Boancă. Ionuț Boancă are cartonaș galben. Ar trebui să fie mai atent la următoarele intervenții pentru a nu-și lăsa echipa în inferioritate numerică. Fragmentată tot mai des această partidă. În avantajul Ighiului, care stă la adăpostul celor două goluri marcate. Urmărește Zaivert, dar mingea părăsește suprafața de joc. Miroiu. Circov trece frumos de Boancă și pasează într-o zonă în care nu se afla niciun coleg de-al său. Iar Ștef a reținut balonul. Man preia elegant
și trimite din nou mingea la bătaie, unde Iclânzan domină acea zonă prin jocul său aerian destul de precis. Olar se lasă jocul liber și Potopea degajează în Olar, iar Ighiu aruncă de la margine. Fază frumoasă a lui Tineiu. Rămâne balonul în stânga la Circov. Mărginean pasă pe culoare, interceptată de Baghiu. Lupșan a recuperat excelent Potopea. Deviază fetița cu călcâiul frumos pentru Zaivert în duel cu Alex Mann. Balonul iese în afara suprafeței și este corner pentru performanța Ighiu. Minutul 35 al acestei partide, performanța Ighiu are în continuare 2-0 pe tabelă. A bătut bine Circov, dar a respins Boancă. Romică David în duel cu Miroiu câștigă fundașul drept al performanței Ghiu. Centrare, dar reține Ștef. Se întoarce frumos acolo Tineiu și a păcălit doi adversari. Răzvan Fetița a recuperat această minge. Vonia până la Man, iar acesta degajează direct în au de margine. Vonia. Goronia mai departe pentru Boancă. Faultat Boancă. A fost o intervenție întârziată, dar s-a lăsat jocul liber. Foarte mulți nervi în afara terenului. Vai,
Se reia partida după mai multe parlamentări din dreptul băncii tehnice de la Galda. Începe din nou să picure Domol, dar plouă aici la Ighiu. Boancă faultată de Răzvan Fetița. Centrare în careu a lui Vonia, respinge Potopea și se încurcă acolo Miroiu cu Răzvan Fetița. Man sare la cap cu Ionuț Grozav și respinge în cele din urmă Iclânzan, n-au de margine. Întrerupt din nou meciul, minutul 40. O nouă minge lungă a lui Vonia. În afara cadrului porții sare Lupșan și este doar au de poartă. Încep să se precipite cei de la Galda. Sunt în conduși cu 2-0. Au de margine destul de aproape de poarta lui Marius Zăvoi al Industriei Galda de Jos. Aruncă o lar, dar o face fără adresă și Vonia respinge, n-au de margine. Un fault acolo la centrul terenului după un duel între Daniel Lupșan și Alexandru Circov, iar mingea este scoasă în afara terenului. Mureșan, înconjurat de doi adversari, nu reușește să treacă acolo și Ighiul trimite din nou balonul în departe de poarta lui Zăvoi. Aruncă Boancă de la margine. Recuperează rapid performanța Ighiu balonul. Ia fața Tineiului, Olar, greșeala lui Haiduc, Tineiu, apără, Ștef. Aproape de 3-0, performanța Ighiu.
ce dată ora asta? S-a jucat destul de puțin în ultimele minute aici în derby de Alba între Performanța Eghiu și Industria Galda de Jos, 2-0 pentru Performanța după golurile marcate de către Marius Cristea și Răzvan Fetița. Ce frumoasă trecerea lui Baghiu, Gorone accelerează pentru Lupșan, minge până la Potopea, care respinge din centrul defensivei. Vonea în duel cu Răzvan Fetița. Zaivert în duel cu Alexandru Man, Zaivert, șut al lui Zaivert. Mult peste poartă, dar trebuie apreciată faza juniorului Performanței Eghiu. Un minut de prelungire s-a arătat din mâna centralului Goronea. Pentru Silviu Mureșan reprimește Goronea. Potopea respinge excelent până la Marius Cristea. Posibilitate bună pentru Performanța Eghiu. Balon lung pentru Zaivert. Acesta trece de mână și are spațiu mare de manevră. Zaivert îi pasează lui Cirkov. Trage Cirkov în blocajul lui George Olar. Rămân în acea zonă cei de la Eghiu, centrează Fetița, respinge Alex Mann. Iclenzan, iată ce sus este apărarea Performanței. Olar a respins acum până la Mărginean, care trimite balonul în aut de margine. Și centralul partidei fluieră acum finalul primei reprize, 2-0 pentru Performanța Eghiu prin golurile marcate de către Marius Cristea și Răzvan Fetița. Luăm și noi o scurtă pauză, după care vom reveni, rămâneți alături de abesport.ro.
Ne apropiem de startul celei de-a doua reprize. Este 2-0 pentru Performanța Eghiu după primele 45 de minute. Industria Galda de jos în cădere în acest joc, putem spune. Și a început acum cea de-a doua parte a ultimului episod din Derby de Alba din actualul sezon. A ieșit Baghiu de la Industria Galda de jos și a intrat Costea. A schimbat și sistemul tactic Paul Ciucă. Îi văd pe Romică David și Silviu Mureșan la jucând pe aceeași linie. O lovitură liberă pentru Industria Galda de jos. Costea se pregătește să execute. Mulți jucători în careul advers a Industriei. Costea bate bine, dar respinge Potopea și un joc periculos al lui Alexandru Man asupra lui Marius Cristea. Chiar dacă este această vreme mohorâtă, sunt destul de mulți oameni prezenți la acest derby al județului Alba. Cristea la marginea careului, dar Haiduc are o intervenție excelentă. Goronia se repliază bine, Fetița și îi fură balonul. Fetița, Ionuț Grozav pentru Circov, Andrei Mărginean în stânga, are spațiu de manevră, nu iese nimeni să-l întâmpine și încearcă o pasă printre fundașii adverși pentru Zaivert, dar a interceptat foarte bine Haiduc și a respins acel balon. Hai murdărit! Papuci de duminică și bluși. I-ai făcut fractură! Mișcă să primești, mișcă! Circov se luptă și scoate un au de margine. Tineiu recuperează Haiduc, îi pasează lui Daniel Lupșan. Faulta Daniel Lupșan. Cred că infracțiunea s-a comis în prima fază la Tineiu. Boancă pasează lui Lupșan. Daniel Lupșan, șut centrare, iese Zăvoi și reține fără emoții din fața lui Romică David. Începe mai bine Industria Galda de jos această repriză secundă. Putem spune că este un joc în oglindă, așteptăm și golurile. Am văzut două în primele 45 de minute, cele punctate de Marius Cristea și Răzvan Fetița. Ce frumos recuperează Tineiu, ce frumos a recuperat dintre doi adversari, după care a fost faultat de Goronea. Respinge Olar și se dictează și offside de la margine. Goronea deviază pe spate pentru Silviu Mureșan. Ce duel se dă între Silviu Mureșan și Andrei Mărginean în la marginea careului Performanței Ghiu. Respinge Mărginean. Costea și Fetița bărbirește acest balon recuperat de Daniel Lupșan. Pierde Lupșan,
Lușan recuperează într-un duel cu Zaivert. Vonia schimbă bine partea până la Daniel Lupșan. Centrarea lui Lupșan, fără adresă, nu era nimeni în careul advers. A intrat sub minge, Olar se cere hands și continuă să lasă jocul liber. Manieră destul de curajoasă a centralului. Nu știu cât de mult se impune în acest derby. Haiduc. Costea a recuperat. Man aruncă mingea la bătaie. Sare excelent Silviu Mureșan și deviază din fața lui Adrian Potopea. Deviere bună pentru Zaivăt. Man și iese excelent Ștef și reține acest balon. Aruncă destul de bine până la Lupșan. Costea schimbă bine până la Haiduc. Au superioritate pe acest atac cei de la Industria Galda de jos, dar Romica David nu reușește să preia în careu. Marginea terenului se pregătește să intre în acest joc și Răzvan Frențiu. O acțiune frumoasă a Ighiului la marginea careului advers, stopat acolo. Dar joacă fără orizont, cei de la Industria nu se regăsesc pe teren. Un joc pe care nu l-am văzut de foarte multe ori în mandatul lui Paul Ciucă. A fost faultat Daniel Lupșan la centrul terenului, dar în continuare se lasă jocul liber. Nu știu cât îi va mai ține centralul lui cu această manieră, pentru că se pot aprinde spiritele. Este scos Romica Davide pe teren. În locul său intră Răzvan Frențiu. Cred că va fi urcat Daniel Lupșan lângă Silviu Mureșan după această schimbare a lui Paul Ciucă. Circov pentru Mărginean. Goronea s-a apărat bine la această fază. Tineiu în duel cu Goronea. Trece Tineiu, centrează bine, dar respinge Haiduc. Circov a controlat destul de bine balonul și
Este lovitură liberă indirectă pentru Industria Galda de jos, la intervenția lui Marius Cristea. Olar Coste acum pasă pentru Vonia, schimbă până la Boancă, urcă bine Boancă și pasează lui Silviu Mureșan. Se dictează faul pentru Industria Galda de jos. Frențiu respinge excelent Miroiu. Frențiu faultează pe Cirkov, se lasă legea avantajului Cirkov. Pasă pentru Tineiu. Duel cu Boancă. Recuperează Boancă, Lupșan. Pierdută și Lupșan, iar acum Tineiu este din nou la minge. Centrează și Răzvan Fetița, aproape de 3-0. Pasă și pentru Cristea. Și ce intervenție are Cătălin Ștef la șutul lui Marius Cristea. Cartonaș galben pentru Răzvan Frențiu pentru acea tentativă de oprire a contraatacului. Acel fault asupra lui Alex Cirkov. Ce bun a fost șutul lui Marius Cristea, dar pe măsură a fost și intervenția lui Cătălin Ștef. Centrare bună a lui Cristea, Potopea și respinge Olar. Se pare că a fost offside. Costea a intrat bine în joc. Mureșan. Boancă. Se expun cei de la Industria Galda de jos, dar nici nu au ce să facă altceva dacă își doresc să încerce măcar să schimbe soarta acestui meci. Suntem în minutul 59 și este în continuare 2-0 pentru performanța Eghiu. A început din nou să plouă la Eghiu. A fost un fault în dreapta atacului performanței Ghiu asupra lui Zaivert. Cristea centrează bine, dar respinge Vonia, mai departe Goronia până la Ionuț Grozav. Cirkov. Pasă pentru Tineiu, față în față cu George Olar.
Doi dintre juniorii acestei partide întoarce bine Tineiu cu călcâiul pentru Fetița și este out pentru Galda. Pentru performanța Ighiu, un alt fotbalist al performanței Ighiu. Este aproape să intre pe teren. Rodean, Bogdan Rodean. Șut acum al lui Tineiu în blocajul adversarilor. Degajează Potopea din fața lui Silviu Mureșan și este schimbare. Circov îi lasă locul în terenul lui Bogdan Onichie, iar Bogdan Rodean intră în locul lui Alexandru Man. Costea. Pasă greșită, interceptată de Zaivert. Și Rodean protejează. Este au de margine pentru Industria. Nu reușesc să iasă din defensivă fotbaliștii lui Paul Ciucă. Frențiu se lasă jocul liber, s-au oprit jucătorii Industriei, au cerut un faul, Cristea trage moale și reține Ștef. Posibilitate de contraatac pentru performanța Ighiu la faza precedentă, tratată cu superficialitate de Marius Cristea. Frențiu schimbă. Olar protejează în fața lui Tineiu și obține un au de margine. Costea scoate pentru Tineiu, pentru Voni, am cer scuze. Și se dictează fault la intervenția lui George Gorone asupra lui Andrei Mărginean. Eliminat Iancău de pe bancă, a fost trimis în tribună. Haiduc până la Cristea, schimbă Cristea, dar Fetița ratează preluarea. Era greu de controlat acea minge. Se apără bine Tineiu în fața lui Olar. Fault, fault al lui Mărginean pentru Lupșan. Goronea pregătește această centrare. Bună centrarea respinsă de Potopea până la marginea carului la Costea. Trage Costea mult pe lângă.
Ce fault al lui Rodean asupra lui Zaivert. Acesta vede cartonașul galben. Marius Cristea bate bine, lovitura liberă, respinge Vonia. Ionuț Grozav duce mingea la margine până la Tineiu. Centrează Tineiu, iese Ștef și reține fără probleme. Fetița a încercat frumos acolo pentru Zaivert. Haiduc pasează colegului său din defensivă, Bogdan Rodean, mai departe pentru Boancă și mingea a ieșit. Industria Galda de jos este la pământ. Se lasă legea avantajului la intervenția lui Potopea asupra lui Silviu Mureșan. A primit un cartonaș galben Ionuț Grozav. Și au mai rămas cam 22 de minute din acest joc. Minutul 68. Ștef, preluare largă. Dar degajare destul de bună. Recuperează Grozav, Cristea, Zaivert, trage Zaivert, în blocaj și Ștef respinge din nou. Recuperează Frențiu și încearcă contraatacul, un alt fotbalist care a trecut pe la performanța Ighiu. Chemat Claudiu Oara pentru a fi introdus pe teren în trupa lui Performanța, în trupa lui Mihai Manea. Degajează Ștef. Respinge Bogdan Onichie. Haiduc. Olar. Mărginean a recuperat, dar și-a prelungit balonul. Silviu Mureșan a ieșit cu balonul în afară, Andrei Mărginean, Lupșan. Olar. Centrează Olar, apare la lung Răzvan Frențiu. Centrarea lui Răzvan Frențiu, Goronea. Nu a reușit să rămână pe picioare. Deși în prima fază și-a preluat balonul. Olar preia pe piept și pasează lui Silviu Mureșan. Costea protejează bine. Olar, Costea din nou.
și este out pentru Industria Galda de jos. Mingea este respinsă până la Bogdan Onichie, 3 contra 3 pe acest atac. Onichie pasă prea lungă pentru Zaivăr, dar atacantul performanței Ghiu a alergat și a fost foarte aproape să recupereze acest balon. Minutul 71 al meciului, Industria Galda de jos. Se chinuie să ajungă la poarta lui Marius Zăvoi. Mureșan. Lupșan, și ce bine a intervenit Miroiu în fața lui Lupșan, acordând un corner pentru Industria Galda de jos. Corner bătut bine, sare Potopea și respinge Goronea la marginea careului. Pasă pentru Haiduc, mai departe pentru Frențiu. Au mulți jucători în careu cei de la Galda. Frențiu centrează, Lușan, gol! 2-1 și se dau lupte grele în careul performanței Ghiu. Se aprinde derby de Alba în acest moment. Băi, gâscă, lasă-i dracu, dă-le pace. Lasă-i, bă, în pace. Lasă-i în pace. Dă-i în pula mea. Cartonaș galben pentru Potopea, cartonaș galben pentru Boancă, care l-a primit pe al doilea și este eliminat. Tocmai când Galda a reușit să înscrie pentru 2-1 și să reaprindă acest meci, Boancă își lasă echipa în inferioritate numerică. Cartonaș galben și pentru Zăvoi. Cele mai dă unul. Am auzit strigătul eroic al lui Paul Ciucă, care va juca în trei fundași în ultimele 20 de minute. Schimbare la performanța Ghiu. Marius Cristea intră în locul lui, îi lasă locul în terenul lui Claudiu Oara. A scris Daniel Lupșan pentru 2-1 și cred că vom asista la 15 minute plus eventualele prelungiri de foc aici la Ghiu. Respinge Haiduc și o face destul de bine. Iclânzan, presat de Mureșan, respinge. Costea. Vonia.
Goronea. Vonea reprimește. Îi pasează lui Olar. Industria Galda de joc să joacă în trei fundași. Dispute grele în afara terenului și îl urmărim pe Claudiu Oara. Rodean s-a interpus bine acolo. Vonia mai departe pentru Goronia. Pasă greșită și este out pentru performanța Eghiu. Olar sare bine și iată, Galda recuperează mingea, respinge Potopia din fața lui Silviu Mureșan, se încinge tot mai tare această partidă, Hajduk trimite acasă pentru Ștef. Au rămas minute bune din acest joc. Hajduk, minge la bătaie, Silviu Mureșan surprins în offside. Corner acum pentru performanța Eghiu acordată de Claudiu Hajduk și respiră defensiva antrenată de către Mihai Manea. Minutul 78 al acestei partide, 2-1 pentru performanța Eghiu, prin golurile marcate de către Marius Cristea, Răzvan Fetița și Daniel Lupșan. Fetița bate bine și Oara trece pe lângă golul 3 al echipei sale. De la negură să vorbească la el. Să-i zic de... Poate să uită nevastă pe Abel. Că-l caută de o zi, mă, pe negură. Adică nu, că o asigur că-s la meci. De o zi îl caută. Că-i la Iubi. Și negură și-a făcut apariția. Cu toate că joacă la Sfântindru. Aruncă de la margine Miroiu și pierde Fetița acest balon. Rodean. Silu Mureșan oprit prin faul de Iulian Iclânzan. Și cred că va fi o minge direct în careul lui Marius Zăvoi. Bat scurt, Rodean. Pierde și posibilitate bună pentru Eghiu. 3 contra 2 pe acest atac. Claudiu Oara, George Olar se repliază bine și acord un au de margine. Nu,
Aruncă Miroiu până la Claudiu Oara. Protejează excelent atacantul Ighiului și este aruncare de la margine pentru performanța Ighiu. Respiră acum și defensiva Industriei Galda de jos. Minge aruncată pentru Frențiu. Nu reușește acesta să preia și Ighiul trece din nou în posesie. Haiduc. Onichie. Mărginean. Tineiu respinge Olar până la Ionuț Grozav. Bogdan Onichie. Tineiu pătrunde în careu. Centrează la bara a doua, dar Zaivert nu a reușit să ajungă această minge. Au rămas 10 minute din timpul regulamentar plus eventualele prelungiri. Timp avem să mai vedem un spectacol aici în derby de Alba. Mulți nervi, ambiții multe concentrate în acest joc. 2-1 pentru performanța Ighiu. Olar respinge defectos, pasă pentru Tineiu. Ajunge acesta balonul. Pătrunde din nou în careu, în duel cu Olar. Mărginean. Și este corner pentru performanța Ighiu după blocajul lui Daniel Ușan. Nu fii atent, primează un contrat. Fetița, centrare bună, apare la bara a doua Potopia, dar respinge Costea. Bogdan Onichie șut în blocajul lui Goronea și mingea este respins acum. Daniel Lupșan pasă pentru Răzvan Frențiu, care are spațiu de manevră, posibilitate de contraatac pentru Industria Galda de jos. Frențiu în duel cu Ionuț Grozav, se întoarce Frențiu. Pasează la marginea careului pentru George Goronea. Goronea, șuta lui Goronea! Prins de Zăvoi. Se pregătește la Industria Galda de jos să intre Paul Mann, cel care ieri s-a căsătorit. Și Claudiu Coltor este schimbat, este chemat de la încălzire de către Mihai Manea. Vonia îi lasă locul în teren lui Paul Mann. Încearcă să aducă ceva nou Paul Ciucă în jocul echipei sale. Fault al lui Ionuț Grozav asupra lui Răzvan Frențiu. Minge lungă, respinge fetița, Costea în duel cu Oara și este out pentru Industria Galda de jos. 5 minute au rămas din această partidă. Silviu Mureșan. Resping din nou cei de la performanța Ighiu, care cred că vor să surprindă pe contraatac.
Claudiu Haiduc. Minge lungă. Potopea mai departe pentru Iclănzan. Costea la centrul terenului. Olar. Din nou minge la bătaie, respinge Iclănzan foarte bine până la Paul Mann. Acesta se precipită și îi așează balonul lui Răzvan Fetița. Iată ce cursă frumoasă a lui Răzvan Fetița. Fetița a avut șansa să paseze, pasă pentru Tineiu și este offside. Chiar dacă Ștef a reușit să respingă șutul juniorului performanței Ighiu. Cartonaș galben pentru Claudiu Oara. Rodean. Minge lungă respinsă de Miroiu. Scapă și de acest pericol cei de la performanța Ighiu. Ștef. Iclănzan câștigă duelul aerian cu Frențiu Goronea. Onică recuperează foarte bine și au șansa unui contraatac. Claudiu Oara în offside din nou. Man. Mai departe pentru George Olar. Minge lungă către nimeni. Un nou balon lung, de această dată a lui Cătălin Ștef. Goronea deviază pentru Lupșan. Gol! 2-2! Răzvan Frențiu! Ce meci avem la Ighiu! 3 minute ne-au rămas din acest joc, plus eventualele prelungiri. Parcă ne-am dorit ca acest duel să nu se mai termine niciodată. În minutul 87 a punctat excelent Răzvan Frențiu. Acum un număr de virtuozitate al lui Răzvan Fetița. Este ciupită mingea și respinge Ștef. Ne convine rezultat. Da. Bravo, bă, Paul. Ne convine. Păi ce zi mă de afară de aici, mă? Eu sunt cu televiziunea, mă. Păi ce mai mult? Și mai bun, și-aș da și mai mult. Bravo, Paul. Eu cu tine, frate. Tu l-ai dat, bă? Poate vii la Liga 2. Intrăm imediat în prelungirile acestei partide. Meci întrerupt de acea accidentare a lui Răzvan Frențiu. Tineiu pasă pentru Mărginean, ușor cam tare, dar acordă un corner, Paul Mann. Trei minute de prelungiri a indicat centralul acestei partide. 2-0 a avut performanța Ighiu și iată că a fost egalată de Industria Galda de jos. C
Centrarea lui Fetița, Potopea singur în careu. Faul la portar s-a dictat. Goronea respinge Ionuț Grozav. Rodean până la Paul Mann. Frențiu deviază, Goronea bine pentru Frențiu. În duel cu Miroiu, Frențiu pătrunde în careu, trage Frențiu! S-a oprit mingea în Mărginean, au cerut și un penalti cei de pe banca Industriei Galda de jos, dar nici vorbă de așa ceva. Olar! Arunc Olar de la margine pentru Silviu Mureșan, fault pentru Industria Gal, pentru performanța Eghiu. Miroiu nu găsește balonul. S-a complicat puțin centrarea lui Miroiu, iese Ștef și reține foarte bine din fața lui Răzvan Fetița. Mai sunt două minute din acest joc. Degajează Ștef. Sare Frențiu cu Miroiu, câștigă Frențiu, îi pasează lui Goronea. Mai departe pentru Paul Mann, pasă greșită a lui Mann, Silviu Mureșan. Și este fault în atac. Onichie. Tineiu are mult spațiu în banda stângă. Urcă Tineiu, trece de Paul Mann. Olar! Fault în atac. Am intrat oficial în ultimul minut de joc. Ultimul minut al prelungirilor. Ce meci nebun am avut aici la Eghiu. Performanța a condus cu 2-0, dar Industria Galda de jos a revenit și a întors rezultatul. Răzvan Frențiu acum în stânga. Frențiu așteaptă susținere din partea colegilor săi. Pasă pentru Costea, mai departe pentru Paul Mann, a ieșit Mărginean, excelent din dispozitiv, pasă pentru Tineiu, contră destul de tranșantă a performanței Ghiolar și nu se acordă penalti. Cred că a considerat că și-a prelungit prea tare balonul și este fluier final al arbitrului. 2-2 între performanța Eghiu și Industria Galda de jos. Ce meci nebun am avut în derby de Alba. Eu sunt Tudor Stan, iar alături de colegul meu Valentin Ciontea vă urăm toate cele bune și vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi.